De vineri până duminică, în perioada 20-22 martie, parcarea unui mall din Suceava va găzdui cea de-a 13-a ediție a Târgului Agroexpo Bucovina. Evenimentul este organizat de Camera de Comerț și Industrie Suceava, în parteneriat cu Consiliul Județean și Direcția Agricolă Suceava, și reunește peste 60 de expozanți din țară și străinătate. Ce reprezintă NHR Agro Partners, o firmă care importă echipamente agricole în România de peste 15 ani de zile. La momentul de față, pentru târgul de la Suceava, am venit cu cele mai noi echipamente avute în portofoliu. Combina New Holland de 211 cai, TC5.80, o combină de recoltat păioase, cât și porumb, floarea soarelui. La fel, am venit cu un tractor puternic de 308 cai putere, ca și configurație, un tractor JCB produs în Anglia, pentru fermierii de dimensiuni medii spre mari. Dar în același timp avem în vedere și fermierii mici cu caracter pentru Suceava, ca și mărime. Am adus tractoare de 65 de cai putere din gama New Holland, cât și de 107 cai putere cu încărcător frontal și cupa de gunoi inclus. Cum sunt prețurile? Prețurile sunt direct proporționale cu calitatea produsului. Nu putem spune că sunt niște prețuri foarte accesibile, dar în același timp avem la dispoziție soluții foarte bune de finanțare prin partenerii noștri de finanțare, care vin în ajutorul fermierului să poată să acceseze un astfel de echipament, un tractor, să îndeplinească o necesitate pe care o are dânsul. Credeți că o să aveți cumpărători? Ca în fiecare an, noi deja venim cu produse deja vândute către fermieri din zonă. Cumpărători sunt pentru astfel de echipamente și suntem o prezență continuă la acest târg de la Suceava. Încercăm în fiecare an să devenim mai atractivi, mai buni pentru fermierii pe care îi deservim, nu numai prin echipamentele noastre ca și calitate, cât și prin partea de after sales, de service, pentru că știm un tractor care nu este întreținut, nu este avut grijă, nu funcționează și de asta avem în spatele nostru, în spatele echipei de vânzare, o echipă foarte bună și numeroasă în același timp de service. Pom fructiferi, arbuști fructiferi, plante ornamentale, rododendron, ienuperi, tuia. Și prețurile? Prețurile sunt la fel ca și anul trecut, la fel, deci sunt prețuri bune. Văd că aveți destui cumpărători, cum îi atrageți? Vin singur. Este perioada în care se plantează și normal, mai ales cu ocazia târgului, în fiecare an sunt vânzări bune. Suntem noi pe piață, avem acum în producție El Calmac, produsul nostru principal, care îl promovăm. Este un amendament pentru soluri de toate tipurile de culturi, pentru toate tipurile de culturi. Crește randamentul culturii cu 30%. De asemenea, suntem producători de antigel, lichid de parbriz, vară, iarnă, care ajută la întreținerea și susținerea unui sistem bine pus la punct al automobilelor, utilajelor agricole. De asemenea, mai producem și ambalaje. Deoarece suntem producători, mai producem și ambalaje, peturi în special, da? Din plastic. Cei interesați vor găsi de la fructe, legume, miere, produse conservate și preparate alimentare, până la utilaje și tehnologii agricole, flori și animale de rasă. La această ediție, vizitatorii sunt invitați și la Salonul Alimenta Tradițional, expoziția de păsări și animale de rasă, precum și la expoziția meșterilor populari. Sucevenii sunt încântați de ofertă, iar vânzătorii așteaptă nerăbdători cât mai mulți clienți. Acum am sosit, mă uit puțin să vedem ce este și prețurile. Cum vi se par prețurile? Bun, m-am uitat la flori care mă interesează. Acceptabile. Pentru ce vă interesează prețul florilor? La țară. Și o să iau ceva. Vi se pare că există o varietate mai mare decât în alți ani? Există și probabil o să mai vină și mâine. Alți producători cu... Am venit cu flori, cu material săditor și cu solare. Ce prețuri? Asta depinde de nevoia clientului. Vine clientul, negociem prețul, depinde ce dorește. Ați mai fost la alte târguri? Da, acum 2 ani am mai fost. Credeți că o să aveți cumpărători? Sper,
sper din tot sufletul. Cum vi se pare oferta anului acesta la târg? Deocamdată bine. Da, după câte am vizitat până acum, am vizitat foarte puțin pentru că oamenii sunt de pe azi amenajează spațiile și nu prea au timp să ocupe de personal. Da. Ce ați cumpărat? Diferite soiuri de legume. Pentru ce? Pentru grădină, la țară. Sâmbătă la ora 15:30, cei care iubesc muzica românească vor fi încântați cu un spectacol oferit de ansamblul artistic Ciprian Porumbescu, iar duminică, de la ora 14:30, va urca pe scenă ansamblul școlii de artă Ion Irimescu Suceava. Tot de vineri până duminică se desfășoară o nouă ediție a târgului Handmade.